este vorba de verificarea la oficiile de stare civilă a fiecarei localități, a faptului că sunt sau nu sunt operate până la acea dată, până la data de referință, sunt făcute operațiunile în registrul de stare civilă și dacă au fost transmise spre formațiunile de la municipii, orașe, unde localitățile rurale sunt arondate, sigur, această verificare se face și la municipii și orașe, și după aceea venim pe filieră până la nivelul Consiliului Județean, acolo unde se și operează în listing-ul pe care Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei îl are. Reevaluarea listelor electorale permanente existente la nivelul județului Mehedinți începe chiar de mâine. Prefecții au primit astăzi indicații cu privire la modul în care se va desfășura această acțiune și ce anume trebuie avut în vedere. Cu președintele Consiliului Județean vom gira exactitatea datelor în funcție de modificările făcute pe aceste liste de-a lungul timpului, luându-se în calcul atât decesele intervenite, plecările în străinătate, dar mai ales deplasările de populație dintr-o zonă în alta. Strângerea datelor din județ trebuie făcută până pe 24 august, iar până pe data de 27, acestea trebuiesc transmise la București. Avem și un termen limită, pe 24 august este termenul în care autoritățile locale, respectiv primăriile, vor încheia acest proces de verificare, iar centralizarea la nivelul județului va fi făcută până la data de 27 august, când această centralizare, sub semnătura prefectului și a președintelui Consiliului Județean, va fi înaintată către guvern, care va centraliza din nou datele venite din fiecare județ și le va înmâna Curții Constituționale. Guvernul a avizat constituirea de comisii locale și județene care să verifice listele electorale permanent actualizate, comitete care vor fi coordonate de către o comisie națională, stabilită prin ordin comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Secretarului General al Guvernului.